Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru perspectiva profetică 2019, voi citi un verset și jumătate. Primul și al doilea verset din Geneza 49 și textul este cu scop să ne deschidă mintea, inima și interesul pentru cuvântul Domnului. Geneza 49 cu 1 la 2. Iacob a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fiii lui Iacob. Amen. Ne-am făcut această tradiție sfântă. Să ne uităm în cuvântul Domnului la început de an și să ne ascuțim mintea cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, la evenimentele care ar putea să se împlinească în anul acesta în care am intrat sau care sunt în curs de împlinire într-un viitor foarte, foarte apropiat. Și scopul nostru, scopul meu personal, nu este să fiu alarmist, să creez panică între oameni sau groază, departe de mine gândul acesta. Scopul meu este să pot să dezvolt în fiecare din cei ce mă ascultă și ascultă cuvântul pe care îl rostesc, să dezvolt un spirit evanghelic, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, cum am auzit și ieri seară, și cum ne spune Sfântul Apostol Petru. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi știind toate aceste lucruri? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Având o purtare sfântă și evlavioasă. Domnul nostru Iisus Hristos va veni. Domnul nostru Iisus Hristos vine. Și mă rog să fie anul acesta. De ce nu? Pentru aceasta ne pregătim. Nu, venirea Lui nu este un subiect de ignorat și de batjocură, cum am auzit și ieri, ci este un subiect pentru studiu. Când 33%, frați și surori, doamnelor și domnilor, din cuvântul lui Dumnezeu este cuvânt profetic, 33% din Scripturi este cuvânt profetic, cum să ignori profeția biblică? Cum să nu o studiezi? În seara aceasta ne vom uita deci în cuvântul Domnului la ce s-a întâmplat în anul care s-a încheiat ieri, la ce vine în viitorul imediat apropiat și, bineînțeles, ne vom uita la ce plan are cel rău ca să ne abată privirea de la cunoașterea lui Dumnezeu și de la apropierea noastră de Dumnezeu. Mesajul meu profetic, pe lângă perspectivă profetică 2019, se va intitula Zilele lui Noe. Zilele lui Noe. Dar în primul rând, haideți să vedem anul 2018 sub aspect profetic. Ce s-a întâmplat în anul 2018 din perspectivă profetică? Și se poate continua în anul acesta. Primul lucru pe care trebuie să-l notăm este acesta. Președintele Trump al Statelor Unite a mutat ambasada americană la Ierusalim. Are semnificație profetică? Foarte mare. Știți de ce? Pentru că pe lângă mutarea ambasadei la Ierusalim, următorul pas este
ca Israel și americanii și oamenii care iubesc pe Domnul și iubesc cuvântul lui Dumnezeu, statele care se tem de Domnul, să recunoască Ierusalimul drept capitală eternă a statului evreu. Și când lucrul acesta se întâmplă, se împlinește cuvântul profetei din Zaharia 12, 1 la 6, unde Domnul Dumnezeu prin Duhul Sfânt spune că vine o vreme când Ierusalimul va fi o piatră de încercare pentru două entități. Prima, pentru toate poporile de jur împrejur. Voi preface Ierusalimul într-un potir de amețire pentru toate poporile din prejur. Asta înseamnă lumea arabă, lumea islamică. Astea sunt împrejurul lui Israel. Și al doilea, a doua entitate, și chiar pentru Iuda la împresurarea Ierusalimului, următorul verset, 3, în ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Națiunile Unite, citiți Națiunile Uitate, dezbat mereu și condamnă hotărârea guvernului american pentru mutarea ambasadei americane la Ierusalim. Și s-au făcut deja rezoluții împotriva acestui fapt, dar mulțumim Domnului pentru președintele Trump că este hotărât și nu s-a intimidat și nu a dat înapoi. Ambasada va rămâne la Ierusalim și Ierusalimul va deveni o piatră de încercare pentru toate popoarele, pentru că se vor strânge din nou să iau o hotărâre definitivă împotriva Ierusalimului să nu fie capitala statului evreu. Însă Ierusalimul va fi capitala statului evreu, a fost și cuvântul Domnului spune că profetic Ierusalimul este o piatră de încercare pentru toate popoarele. Și să nu uite nimeni și dintre cei ce ne ascultă pe internet, mici și mari, de atitudinea pe care o luăm față de Israel depinde viitorul nostru binecuvântat sau viitorul nostru blestemat. Ați auzit bine. Așa spune Geneza 12 cu 3. Voi binecuvânta pe cine te va binecuvânta și voi blestema, a spus Domnul, pe cei ce te vor blestema. Prin urmare, în anul 2018, primul mare eveniment profetic a fost acesta, care deschide ușa către împlinirea cuvântului din Zaharia 12, 1 la 6. Al doilea mare eveniment profetic în anul 2018, tot președintele Trump al Statelor Unite a ieșit, a scos America din tratatul de denuclearizare semnat cu Iranul sub administrația Obama. Ce însemnează aceasta? Din punct de vedere profetic. Din punct de vedere profetic, frașii și surori, domnilor și domnilor, aceasta însemnează că suntem cu un pas mai aproape, care se poate desfășura chiar în anul acesta, de un război cu elemente nucleare în Iran. Ieremia 49 cu 35 la 39, dacă puteți să-mi puneți pe ecran ca să putem să citim și să vedem lucrurile acestea, noastră trebuie să înțelegeți că noi nu vorbim aici opinii. Deci nu este vorba de opinii. Aici vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este adevăr absolut. În Ieremia 49, cu 35 la 39, cuvântul Domnului spune, așa vorbește Domnul oștirilor, iată voi sfârma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Mai departe, voi aduce asupra Elamului cele patru vânturi de la cele patru margini ale cerului,
îi voi risipi în toate vânturile acestea și nu va fi niciun popor la care să n-ajungă fugar din Elam. Mai departe, voi face ca locuitorii Elamului să tremure înaintea vrăjmașilor lor și înaintea celor ce vor să-i omoare. Voi aduce nenorocirea peste ei, mânia mea aprinsă, zice Domnul, și îi voi urmări cu sabia până ce îi voi nimici. Îmi voi așeza scaunul de domnie în Elam. Să fac câteva precizări pe care poate că le știți sau vi le aduceți aminte. Elamul este parte din Iranul de astăzi. Profeția aceasta nu s-a împlinit niciodată împotriva Elamului. Elamul este partea de sud-vest a Iranului, este centrul de dezvoltare nucleară al Iranului și centrul de dezvoltare pentru rachetele balistice cu rază lungă de acțiune. Iranienii spun că dispun de rachete cu care pot să ajungă Washingtonul și New York-ul. Deci să zboare până aici și să poată să pună încărcătură nucleară pe ele sau încărcătură chimică, bombă chimică. Ieșind din tratatul cu Iranul, președintele Trump a întârâtat, să zic așa, Iranul să accelereze mai mult dezvoltarea nucleară și să-l încurajeze în același timp, am să vă spun imediat, să-l încurajeze pentru a pregăti un atac împotriva lui Israel, pentru că planul Iranului este un plan întreit. Primul este să-l distrugă pe Israel de pe fața pământului, să-l arunce în mare. Asta este cuvântul declarat al ayatollahilor, 5 ayatollahi care sunt puterea supremă a Iranului, nu-i președintele acolo, puterea supremă, sunt 5 teologi islamici, unul mai sălbatic decât celălalt, prin atitudine și prin felul de gândire și de respect față de semen și față de propria țară. Al doilea scop al Iranului este să neutralizeze America din a mai fi o supraputere și de a avea capabilitatea militară pe care o are și de a mai sprijini pe Israel. Și al treilea lucru pe care îl urmărește Iranul este să își impună hegemonia, puterea în Orientul Mijlociu. Deci, războiul acesta cu Iranul, când Iranul va fi lovit, și cred că va fi lovit de Israel, când spune acolo cele patru vânturi și vor trebui să fugă în toate țările, este vorba de răspândirea poluării nucleare și nu uitați că aici v-am spus în Elam, în sud, vestul Iranului, este baza atomică, nucleară a Iranului și sigur că o explozie și un război lovind partea aceasta și Israelul este interesat, de exemplu, să lovească Iranul în partea aceasta pentru că aici au centrul militar cel mai puternic. Dacă vreți să mai puneți din nou versetul 2 și să vă uitați la un aspect, este foarte important ce citim în Biblie. Cum citim? Pentru că este scris bine în Biblie, așa cum a spus Domnul Iisus Hristos. Ce scrie în lege? Ce citești în ea? Ieremia 49:35. Uitați-vă la cuvântul pe care îl folosește Ieremia și este claritatea cu care Domnul vorbește. Iată, voi sfârma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Ce însemnează aceasta? Deci nu spune că va sfârma săgeata, rachetele care le au. Și ce va sfârma? Arcul, fraților, arcul. Arcul este puterea care aruncă săgeata. Și aici limbajul este extraordinar. Deci voi lovi baza militară a Iranului care
lansează rachetele. Și după aceea poți să ai 100.000 de rachete. Dacă nu ai de unde să le mai lansezi, pentru că le-ai lovit arcul, baza militară, puterea de unde le trimite, i-ai paralizat, i-ai scos din ecuație de a mai face probleme sau necaz cuiva. Și sigur, unul din interesele Israelului și a Statelor Unite este tocmai acesta, să lovească puterea nucleară și arcul, puterea de lansare a rachetelor iraniene. 3. America a impus noi sancțiuni economice împotriva Iranului. Reacția Iranului a fost să închidă strâmtoarea Hormuz, care este acolo în Golful Persic. Strâmtoarea Hormuz este locul pe apă pe unde merg cele mai multe vase cu încărcătură cu petrol. Acesta este locul pe unde trebuie să iasă din Golful Persic cu încărcătura cu petrol. Dacă iranienii procedează la locul acesta să închidă strâmtoarea Hormuz ca să nu se mai circule pe acolo, sigur că lumea este la un pas de a se încăiera, așa cum au făcut-o când Saddam Hussein a cucerit Kuveitul și petrolul a încetat să mai curgă către economia occidentală. O criză economică fără precedent se poate întâmpla dacă strâmtoarea Hormuz este închisă. Desigur că nu mă îndoiesc, NATO va interveni și vor pedepsi Iranul pentru o astfel de hotărâre. Dar până lucrurile se limpezesc, suferă o lume întreagă. Economia poate să fie aruncată cu zeci de ani în urmă. 4. Al patrulea element profetic din anul 2018. Arabia Saudită și alte state islamice sunite. Știți că ei sunt de două feluri, arabii islamice. Suni și șiiți. Șiiții sunt cam 300 de milioane, 10% dintre arabi, iar suniții sunt restul, un miliard de arabi și alte popoare, cum sunt Iranul. Iranul nu este arab, este fars, este persan. În viziunea Arabiei Saudite, puterea care periclitează influența Arabiei Saudite în lume, la ora actuală Arabia Saudită are o influență foarte mare și un cuvânt foarte mare de spus în lume, din două motive. Unu, este petrolul cel mai mult care vine din Arabia Saudită și economia vestică, civilizată, depinde de Arabia Saudită. Și doi, în Arabia Saudită este Mecca, nu? Capitala islamismului mondial. Dar Arabia Saudită este de orientare suni. Sunii sunt mai moderați. Cei ce sunt teroriștii de obicei sunt șiiții. Și uitați ce se întâmplă. Arabia Saudită și alte state islamice sunite au hotărât să deschidă relații de prietenie cu Israelul. În 2018. Întrebarea mea. Este acesta un semn pentru Israel că în sfârșit poate ataca Iranul, care e dușmanul suniților, pentru că Iranul este șiit, deci dintre cei dedați terorismului și este sponsorul terorismului mondial, Iran. Sigur că Israel se bucură, Arabia Saudită și alte state arabe sunite vor să dezvolte prietenie, li s-a spus evreilor, vă îngăduim chiar să folosiți bazele noastre militare. Bazele militare din Arabia Saudită. Asta înseamnă că
dacă Israel se hotărăște să atace Elamul, despre care vă vorbeam mai înainte, pot zbura până în Arabia Saudită sau până în Qatar, de exemplu. Acolo pot folosi bazele militare la care le dă acces, pot reîncărca avioanele cu combustibil și pot ajunge ușor până în Elam să le lase acolo câteva bombițe care se numesc Moab, Mother of All Bombs, Moab. Sunt cele mai mari bombe explozive cunoscute în lume la ora actuală, produse de americani, și americanii au vândut și Israelului câteva ca să aibă. O bombă din aceasta are de la 20.000 până la 50.000 de pounds, iar explozia este atât de puternică încât poate să facă o gaură în pământ până la 200 de picioare. Iar bazele nucleare iraniene sunt cam de la 150 de picioare de fit sub munte. Deci dacă lasă într-un loc două bombe din acele, ajunge la centrala nucleară iraniană. Și Israel se poate folosi de această înleznire de prietenie ca să lovească Iranul. 5. În anul 2018, Israel a descoperit mai multe tunele operate de Hezbollah din Tir, din Liban. Hezbollah, sau Partidul lui Allah, este o grupare islamică extremistă, teroristă, care își are centru în Liban și care este sponsorată de Iran. Aceștia atacă mereu și mereu și mereu Israelul. Se estimează că dispun din Iran de peste 150.000 de rachete, nu din acelea mari, cu rază mică de acțiune, până la 50-100 de mile, și hărțuiesc mereu pe israeliți. Le lansează și din Gaza, Hamasul din Gaza, palestinienii, și Hezbollah din Liban. Israel a descoperit mai multe tunele pe sub zidul care l-au ei de despărțire acolo în Israel și Liban și Palestina, și pe sub zidurile acestea mișcări masive de trupe Hezbollah cu rachete și cu un armament foarte sofisticat produs în Iran. Întrebare profetică. Oare acești criminali islamiști, Hezbollah, sunt cumva cei din Psalmul 83 cu versetul 7, frate Emil, dacă îmi puneți pe ecran, pentru că uitați cât de clar vorbește Domnul și vom mai comenta pe parcursul prezentării. Deci uite cine se gândește să se ridice împotriva lui Israel ca să-l nimicească. Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu, citiți dumneavoastră tare, cu locuitorii Tirului. Hezbollah locuiesc în Tir și Sidon. E posibil că referința aceasta profetică din Psalmul 83 cu versetul 7, partea finală, locuitorii Tirului, să se refere tocmai la această grupare teroristă, Hezbollah. Și premierul, care încă este în exercițiu, Benjamin Netanyahu, a anunțat și a spus: suntem pregătiți la orice oră să ripostăm cum n-am ripostat niciodată dacă atacurile de la Hamas și de la Hezbollah vor continua și se vor înteți. 6. Hamas, deci cealaltă organizație teroristă islamică, de data aceasta palestiniană, aceștia sunt în Gaza, pe malul Mediteranei. Hamas a trimis mii de protestanți la granița cu Israelul de lângă Gaza. De asemenea, Hamas a trimis mai mulți zmei și drones
incendiare împotriva lui Israel anul trecut. Psalmul 83 se aliniază foarte clar, pentru că vom vedea mai încolo, palestinienii sunt parte din această coaliție din Psalmul 83. 7. Putin al Rusiei, Erdogan al Turciei și Rouhani al Iranului s-au întâlnit în Teheran pe 7 septembrie pentru o întâlnire de prietenie, dar o întâlnire secretă. Întrebarea este aceasta. Asistăm la pregătirea războiului din Ezechiel 38 și 39, războiului Gog, care, vă spun din nou, nu-i neam cu mine. Cred că parte din discuție este tocmai aceasta, la aceștia trei, pentru că toți trei sunt menționați ca unii care se vor duce împotriva lui Israel. 8. Israel a lovit Siria cu peste 200 de atacuri aeriene în anul 2018. Vor continua și în 2019? Cu siguranță că vor continua. Dar întrebarea profetică este aceasta. Oare se pregătește profeția din Isaia 17 care spune că Damascul va deveni o ruină? Este foarte posibil. Este foarte posibil. Cuvântul Domnului se va împlini și dacă Siria profită de faptul, ceea ce am să vă spun, că Statele Unite retrag trupele din Siria și vor să întărâte pe Israel, Israel va riposta și riposta de data aceasta va fi, așa cum a spus premierul Netanyahu, de natură să distrugă totul. Și Damascul, după 5.000 de ani de cel mai vechi oraș locuit din lume, va deveni o ruină. Citiți Isaia 17. 9. În luna octombrie 2018, Rusia a aprobat să dea Siriei și Iranului sistemul de apărare antirachetă numit S-300. Hezbollah din Liban au cerut și ei acest sistem. Asistăm profetic la un nou semn, la un nou semn că războiul din Psalmul 83 este pe punctul să se declanșeze foarte, foarte curând, poate anul acesta, ori în viitorul foarte apropiat. 10. Caravana cu refugiați american-latini a ajuns la granița cu Statele Unite. Printre refugiați au fost identificați mulți membri teroriști Hamas și Hezbollah. Mă întreb dacă liderii noștri democrați își mențin ideile care le au la ora actuală, oricine să intre în Statele Unite și fără să fie verificați, ce se va întâmpla în America? Vor să mai avem din nou un 9-11 în septembrie din acela terorist ca și în New York? Și 11, din nou, cum vă spuneam, președintele Trump a hotărât să retragă trupele americane din Siria. Aceasta înseamnă, din punct de vedere profetic, că Israel va putea fi nevoit să intervină, să se apere într-un atac pe care Siria îl va face împotriva lui Israel, la încurajarea Rusiei și Turciei și a Iranului care sunt acolo în Siria. Și nefiind americani, rușii se vor bucura să încurajeze pe sirieni să întărâte pe Israel, să-l atragă în război, dar cum vă spuneam, dacă Israel este atras în război, Israel de data aceasta își va apăra ființa națională și va nivela Damascul.
Cam acesta a fost în mare anul 2018 din punct de vedere profetic. Eu cred că sunt lucruri mari care s-au întâmplat și lucruri mari care s-au deschis ca să se împlinească în anul acesta și în viitorul imediat apropiat. Israelul, o piatră de amețire pentru toate popoarele, cu mutarea ambasadei și mișcările pe care americanii le-au făcut cu Iranul, pregătesc războiul acesta despre care Ieremia vorbește atât de clar. Al doilea lucru astăzi, din punct de vedere profetic, pentru anul în care am intrat și pentru viitorul imediat apropiat. Ce va fi întâi? Psalmul 83 sau Ezechiel 38-39? Psalmul 83 vorbește despre un război al unei coaliții arabe împotriva lui Israel. Și acolo toată coaliția este enumerată. Ezechiel 38-39, asta știți bine, vorbește despre un război sponsorat de ruși și iranieni împotriva lui Israel. Întrebarea este aceasta. Care din aceste două războaie va fi primul? Sau sunt cele două războaie unul și același război care s-ar putea întâmpla? Și nu uitați că la ora actuală Israel este într-o criză politică pentru că guvernul lui Netanyahu a căzut. Coaliția care a avut-o în guvern și a ținut guvernul s-a retras, nu mai are sprijinul celor care l-au avut și în aprilie vor avea alegeri anticipate în Israel. Nu știm dacă Netanyahu va mai fi prim-ministru sau ce fel de coaliție va câștiga, dacă va câștiga alegerile. Dar lucrurile acestea, incertitudinea aceasta politică este speculată de vrăjmași, mai ales de teroriștii islamici, care s-ar grăbi să atace Israelul, pentru că vor zice nu au un guvern puternic care să ia decizii mari, care să stea în picioare și putem să ne aruncăm împotriva lui Israel și să ne facem planurile noastre vechi. Întrebarea este aceasta. Va fi războiul acesta din Psalmul 83, deci coaliția aceasta de state arabe 10 la număr, sau va fi războiul din Ezechiel 38-39, cum am spus, numit războiul lui Gog. Dacă ne uităm în cuvântul Domnului, trebuie să observați următorul lucru. Psalmul 83 și Ezechiel 38-39 vorbește despre două coaliții diferite. Uitați-vă împreună cu mine în Psalmul 83 pentru început. De la versetul 5. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Cine sunt? Corturile lui Edom. Corturile lui Edom, la ora actuală, frașesorilor, doamnelor și domnilor, reprezintă pe palestinieni, care nu sunt un popor, și observați și limbajul, cum vă spuneam și altă dată, corturi, trăiesc în corturi, popor de refugiați, corturile lui Edom. Ismaeliții, este Arabia Saudită, Yemenul. Moabul, de asemenea, este parte din Edom, dar la ora actuală este parte din Iordania. Și Iordania se va ridica împotriva lui Israel. Și hagareniții. Hagareniții sunt egipteni, pentru că Hagar era egipteancă. Gebal, spune mai departe, Gebal este nordul Libanului. Amon și Amalek sunt sirieni la ora actuală. Filistenii sunt filisteni cu locuitorii Tirului, despre care am citit. Aceștia sunt Hezbollah și apoi spune Asiria se unește și ea cu ei, este nordul Siriei de astăzi și nordul Irakului și își împrumută
brațul ei copiilor lui Lot. Este vorba de toată Siria, copiii lui Lot. O coaliție de state arabe din jur. Pe când în Ezechiel 38, acolo ne sunt prezentate 9 state. 9 state care fac unitate ca să se ducă împotriva lui Israel. Și uitați-vă împreună cu mine. În primul rând este Gog, care sunt rușii, din toate scrierile antice sunt rușii. Apoi spune Persia, Ezechiel 38:5. Persia este Iranul de astăzi, Etiopia este o referință la Libia și Somalia atunci când scria Ezechiel Etiopia și Put. Etiopia și Put înseamnă Libia și Somalia, 2 state teroriste, așa? Toți cu scut și coif. Gomerul, să nu vă surprindă, în estimarea cercetătorilor sociologi, istorici și teologi, Gomerul este Germania. Germanii au mai avut probleme față de evrei pentru că au făcut holocaustul, genocidul acela grozav, 6 milioane de evrei omorâți. Nu s-au pocăit germanii, nemții, din nefericire. Și nu îi va fi mirare ca nemții să trimită trupe aici și să asiste Rusia, Gomerul cu toate oștile lui și țara Togarmei. Țara Togarmei este Turcia. Deci Togarmei este Turcia. Și aici avem din nou expresia din fundul miază nopții. Când spune din fundul miază nopții, din fundul nordului, și se repete expresia aceasta în Ezechiel 39:2. Te voi târâ, te voi aduce, te voi sui din fundul miază nopții și te voi aduce pe munții lui Israel. Să nu uitați, în fundul miază nopții, adică în extremitatea de nord a continentului, nu există alt stat decât unul singur. Care este? Rusia. Nu vă fie frică. Rusia este în fundul miază nopții, în extremitatea de nord. Până la polul nord, Rusia este întinsă. Deci sunt 9 state și sunt islamice, este drept, afară de Rusia, dar Rusia are elemente islamice în compoziția ei. Și pe de altă parte, dacă vă uitați bine în Ezechiel, Ezechiel nu amintește Siria, nu amintește Arabia Saudită, nu amintește Iordania, nu amintește Libanul, nu amintește Egiptul. Acestea nu există. Cum de nu există când același interes îl au să-l nimicească pe Israel? Sigur, nu există pentru că se vede că Psalmul 83 este primul război. Israel nimicește această coaliție, îi desfințează și ca stat și ca armată și de aceea războiul din Ezechiel 38-39 este un război diferit și va avea loc mai târziu. Este foarte posibil după răpirea bisericii. Pentru că după răpirea bisericii nu este imediat necazul cel mare. După răpirea bisericii vor trece poate cel puțin 5 ani de zile, până când Anticrist se ridică pe platforma lumii ca să fie un lider mondial. Este Apocalips, capitolul 6, calul alb, versetul 1, când este prima pecetă. Și trebuie timp acestui om, fiul al diavolului, ca să ajungă în putere. Și în perioada aceasta este posibil ca Rusia și Iranul să facă această incursiune împotriva lui Israel și, bineînțeles, uitați cum spune Scriptura că va fi războiul. Care sunt motivele pentru cele două războaie? Psalmul 83 și Ezechiel 38-39. În Psalmul 83,
Versetul 4 și 12 sunt două motive. Deci coaliția de 10 state arabe din jurul lui Israel au două motive. Primul motiv este să-l desfințeze pe Israel ca stat. Versetul 4. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Și al doilea motiv este versetul 12 din Psalmul 83, căci ei zic să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Expresia aceasta, locuințele lui Dumnezeu, se referă la templu. Domnul a avut și are un singur loc unde a locuit pe pământ. A locuit în templu de la Ierusalim. Este singurul loc unde a locuit Dumnezeu. Și, cum vă spuneam, lumea islamică, lumea arabă, nu vrea ca Israel să își mute capitala în Ierusalim. Dimpotrivă, vor să creeze acolo un stat palestinian și Ierusalimul să fie capitala Palestinei, nu a statului evreu. Nu se va întâmpla lucrul acesta. Dar acesta este scopul, ca arabii să pună mâna pe Ierusalim, pe locurile sfinte și acolo să nu se mai construiască un templu, dar se va construi cel de-al treilea templu și sigur va fi folosit în timpul necazului celui mare. În Ezechiel 38 cu 12, motivul este pradă de război. Deci, în Psalmul 83, coaliția aceea caută să nimicească pe evrei și să pună mâna pe Ierusalim. În Ezechiel 38, coaliția rusească iraniană este aceasta, versetul 12. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf. Ca să ia pradă, însemnează că Israel a mai avut un război înainte, a acumulat bogății imense și, de asemenea, a pus mâna și pe câmpurile petroliere ale Arabiei Saudite, pentru că războiul se întinde până acolo și până în Irak. La ruși nu le convine lucrul acesta, pentru că ei sunt cei mai mari producători de petrol din lume, la ora actuală, dacă n-ați știut, dar nu au administrație bună ca să știe să-l comercializeze cum trebuie și să poată să iasă din discrepanța economică în care se află în raport cu Statele Unite, de exemplu, al doilea producător de petrol din lume, în capacitate vorbind. Israel va începe exploatarea zăcămintelor de petrol pe care le-au descoperit în Marea Mediterană și pe teritoriul lui personal, așa cum spune în Geneza 49 cu 25, Iosif va fi binecuvântat cu binecuvântările adâncului, spune. Binecuvântările adâncului, în ebraică scrie binecuvântările lichide ale adâncului. Este vorba de petrol. Deci în Israel vor fi descoperite, pe lângă ce a fost descoperit până acum, zăcăminte imense de petrol. La ora actuală sunt cele mai mari zăcăminte de gaz metan din lume. Din lume. Pot să țină toată lumea cu gaz metan. Și de asemenea, în cuvântul Domnului, ni se spune în Deuteronom 32 cu 24 că Asher își va scălda piciorul în un de lemn. În uleiul pământului scrie, nu în un de lemn, cum traduce Cornilescu. Uleiul pământului este petrolul. Înseamnă că Israel pune mâna pe aceste bogății și scopul declarat al rușilor și al Iranului este să vină și să ia pradă. Să ia pradă. În aceste două războaie, Psalmul 83 și Ezechiel 38 și 39, înfrângerile sunt diferite. În Psalmul 83 și de asemenea Țefania 2, 8 la 13, biruința vine din partea armatei israeliene, IDF, Israeli Defense Force. Deci biruința vine prin armata israeliană. Și biruința aceasta va fi atât de mare, deci vor fi desfințate ca stat Iordania, Siria, Arabia Saudită, Yemenul,
Irakul va deveni sub control israelian. Încât putem să spunem, cu respect pentru religia oricui, Allah își va pierde Akbarul. Allah își va pierde Akbarul. Că totdeauna ați văzut ucigași aceștia, teroriști islamici, când comit o crimă, ei strigă Allahu Akbar. Adică Allah este cel mai mare dintre Dumnezei. Însă vine timpul ca Allah să-și iardă Akbarul, să nu mai fie cel mai mare. Cuvântul Domnului ne spune prin Sefania 2:11, dacă puteți spune, că Domnul se va judeca cu toți zeii pământului și îi va face de rușine. Domnul va fi grozav împotriva lor. Va lua Akbarul de la Allah, că își va nimici pe toți dumnezeii pământului. Și fiecare se va închina înaintea lui, în țara lui, în toate ostrovele neamurilor. Glorie Domnului! Are Domnul planul să-și extindă puterea pe întreg pământul. Deci, în războiul din Psalmul 83, biruitori sunt evreii prin armata israeliană. În Ezechiel 38-39, la invazia aceasta masivă ruso-iraniană, Israel nu va trebui să lupte. Dumnezeu va lupta împotriva acestei coaliții, Dumnezeu va lupta împotriva acestei coaliții și îi va nimici cu grindină, cu foc, cu pucioasă și cu fenomene supranaturale. Așa spune cuvântul Domnului în Ezechiel 38 și Ezechiel 39. Și lucrul acesta va face ca ura arabă împotriva lui Israel să înceteze, să înceteze. Domnul va lupta împotriva lor, știți de ce? Pentru că Domnul a fost supărat pe Israel. Domnul a pedepsit pe evrei. Și le-a spus la un moment dat, voi nu, prin profetul Osea, voi nu mai sunteți poporul meu. Deci i-a scos din dreptul acesta de popor preferat al lui Dumnezeu. Nu a renunțat la ei, dar i-a scos din relația aceasta. Și Domnul și-a întors privirea spre noi, zicând, voi numi popor pe cel ce nu mi-era un popor și prea iubită, pe cea care nu mi-era prea iubită, biserica. Însă, frați și surori, doamnelor și domnilor, Domnul își întoarce din nou privirea peste Israel și îl aduce din nou la statutul de poporul meu. Este mare lucru să spună Domnul poporul meu. Mare lucru. Statutul acesta încă nu i l-a redat lui Israel, chiar dacă îi apără și îi ocrotește acum, dar statutul acesta definitiv va fi redat lui Israel la războiul din Ezechiel 38-39, pentru că dacă citiți cu atenție, acolo cuvântul Domnului, expresia spune, te-ai dus împotriva poporului meu, Israel. Este pentru prima dată când Domnul folosește din nou această expresie. Și ce se întâmplă? Domnul va lupta împotriva acestei coaliții islamice, știți de ce? Pentru că Domnul a pedepsit pe Israel. Dar când pedeapsa lui Dumnezeu peste Israel a încetat, neamurile nu trebuiau să-l mai urască pe Israel. Și nu trebuie să-l mai urască. Uitați-vă, puneți Ezechiel 35:5. Uitați-vă ce zice Domnul. Pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme. Uitați-vă în engleză, when their iniquity came to an end, adică când fără de legile lor s-au sfârșit și eu am zis, gata, nu-i mai pedepsesc.
Când eu m-am oprit să nu-i mai pedepsesc, ați venit voi de la voi să ridicați mâna împotriva lui Israel și să-l omorâți cu sabia. Asta îl înfurie pe Domnul. Zice, mânia mea s-a ridicat până la nas și de aceea mă ridic împotriva ta. Uitați-vă ce spune versetele 11 la 15 din Ezechiel 35. Cum vorbește Domnul cu coaliția aceasta. De aceea pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că mă voi purta cu tine după mânia și urgia pe care le-ai arătat-o și tu în ura ta împotriva lor. Și mă voi face cunoscut în mijlocul lor când te voi judeca. Veți ști însă că eu, Domnul, am auzit toate batjocurile pe care le-ați rostit împotriva munților lui Israel când ai zis, sunt pustiți și ne sunt dați ca pradă. Mai departe. V-ați fălit astfel împotriva mea prin vorbirile voastre și v-ați înmulțit cuvintele împotriva mea. Am auzit. Și apoi, celălalt? Așa vorbea și Dumnezeu. Când toată țara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietate. Și ultimul verset, 15. Din pricina bucuriei pe care ai simțit-o că moștenirea casei lui Israel era pustiită, îți voi face și ție la fel. Vei ajunge o pustietate, munte a Seirului. Tu și tot Edomul și veți ști că eu sunt Domnul. Și spune mai departe, v-a plăcut sânge, am să vă dau sânge. V-a plăcut să zdrobiți, veți fi zdrobiți. Deci, rezultatele sunt diferite. Israel recapătă după războiul din 38, Ezechiel 38-39, din nou statutul de poporul meu, iar după războiul din 38, Israel intră în posesia teritoriilor de care vorbea cuvântul Domnului către Avraam, că se va întinde până în Damasc și până în răsărit. Aceste teritorii încă n-au ajuns în mâna lui Israel, vor ajunge în urma războiului din Psalmul 83, care poate să înceapă anul acesta sau anul acesta Israel să niveleze Damascul. 3. Deci în al treilea rând. Zilele lui Noe. Zilele lui Noe. Frați și surori, doamnelor și domnilor, profetic, trăim zilele lui Noe. În Matei 24:37 este Mântuitorul Iisus Hristos cel care a spus că venirea lui, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma, identic se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Da, ce s-a întâmplat în zilele lui Noe? Și ce trebuie să vedem profetic astăzi, din zilele lui Noe? Vă propun trei lucruri la care să ne uităm cu atenție și o să fiți surprinși în ce vă spun, care sunt argumentele biblice la ce vă spun. Primul lucru pe care va trebui să-l vedem este o înclinare a omenirii în America și pretutindeni spre spiritism. Spiritism. Să nu se vorbească de Domnul Iisus Hristos că îl ofensează pe cel de lângă tine. Există o mână de ateiști în America care se luptă cu dinții, de exemplu, la ora actuală, sunt doar o mână de oameni. Să nu se mai vorbească de Iisus Hristos, să nu mai fie sărbătoarea Paștelor și Crăciunului, pentru că îi ofensează. Spiritism. Poți să vorbești, în schimb, și să fie show-uri la televiziune, pe canalele laice, cu medii spiritiste, cu ghicitori și nicio problemă. Dar să nu vorbești de Domnul Iisus Hristos.
1 Timotei 4:1 este cuvântul pe care îl știți și este bine să-l citim. Apostolul Pavel spune, dar Duhul, este vorba de Duhul Sfânt, ne spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Este un efort, pe care societatea contemporană îl face prin media, prin sistemul de educație în școală, prin computer, prin sistemele informative și prin avalanșa aceasta de alergare după plăcere, după droguri, sex ilicit, după dezmăți. Nu mai trebuie să te căsătorești, poți să stai împreună. Cele mai multe show-uri și la televiziune și despre sportivi care sunt modele pentru mulți tineri, am venit cu my girlfriend and she is pregnant in the 7th month. Bravo! Bravo! Numai la mine în sat, știți la cine se spune bravo? Bravo! Bravo la păcat! Model. Duhuri necurate. Vremurile din urmă în care trăim și suntem și în anul acesta sunt marcate de această avalanșă de spiritism. Duhurile necurate sau duhurile dracilor pot să fie de două naturi. Și am să vă arăt din Biblie ceva foarte interesant. Pot să fie de două naturi. Unu, îngerii care au căzut în rebeliunea cu Lucifer și a căror roluri și putere nu a fost dintre cea mai mare, deci fiind de categorie inferioară în sensul puterii, se pare că aceștia au devenit duhurile necurate sau demonii sau dracii care stăpânesc pe oameni și îi necăjesc pe oameni, influențând mintea, conștiința sau posedând pe anumiți oameni. Pe de altă parte însă, frașesurilor, doamnelor și domnilor, și aș vrea să vă uitați la ce vă spun acum, duhurile necurate este posibil să fie duhurile urieșilor din Geneza 6, nefilimii despre care vorbește Sfânta Scriptură. Deci aceste ființe pe care Biblia îi numește urieși erau în vremea aceea pe pământ, Geneza 6:1-4, și după aceea, spune cuvântul Domnului, și au fost rezultatul încrucișării dintre demonii care au căzut, îngerii care au căzut și fetele oamenilor. Dar au fost omorâți cu toții la potop și după ce au murit, duhurile lor au fost lăsate libere, duhurile lor au fost lăsate libere, că duhul nu moare. Și datorită faptului că au fost în oameni, ei caută mereu să se întrupeze. Caută mereu să se întrupeze, să stăpânească oameni, animale. De exemplu, uitați la acest aspect care să vă vorbească mult. Când Iisus Hristos a fost pe pământ, El a avut mereu de lucru cu duhuri necurate, cu dragi, cu demoni. Primul pe care îl întâlnește, dintre cei mai grozavi, este
În Marcu, capitolul 5, versetul 2. Și când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, stăpânit de un duh necurat. Dar știți unde se găsea? Vă mai aduceți aminte din Scriptură? În Gadara, în ținutul gadarenilor, în Gadara. Oare este întâmplător că are loc în Gadara? Nu cred. Să vă spun ce se întâmplă. Gadara este pe ținutul vechiului Bașan, Basan din Biblie, unde cândva a domnit un uriaș mare. Care a fost acolo? Og. Og. Au fost urieși în zona aceasta. Au murit și duhurile lor umblă. Au încercat să-L intimideze pe Domnul Iisus Hristos. Luca ne dă câteva detalii foarte interesante. În Luca 8, 30-31 ne spune că i-au cerut lui Iisus Hristos să nu-i trimită în adânc, acolo unde sunt închiși strămoșii lor, adică îngerii care au avut intimitate cu fetele oamenilor, să nu-i trimită în adânc. Dar dați-mi voi să vă spun ceva. În Scriptură, adâncul are două semnificații mari. Adâncul este locul din iad, din locuința morților, cel mai de jos, unde sunt încarcerați îngerii care au căzut și care au pervertit rasa umană din timpul lui Noe și sunt ținuți în lanțuri, spune Apostolul Petru, 2 Petru 2 cu 4 la 6, Iuda, versetul 6 de asemenea. Dar adâncul pe de altă parte, fiți atenți la acest aspect din Biblie, adâncul pe de altă parte este simbolic pentru ape mari. Geneza 1 cu 2, cuvântul Domnului spune că peste fața adâncului se plimba Duhul Sfânt. Și acum să vă spun ceva. Duhurile nefilimilor, urieșilor, pe care Domnul nu știe din ce motiv le-a lăsat libere și care caută mereu să se întrupeze, pentru că au fost în oameni. Cuvântul Domnului spune că una din caracteristicile lor este aceasta, să tem de apă, de aia ne curați, că ne spălați, să tem de apă și doi, dacă umblă, umblă numai prin locuri uscate. Numai prin locuri uscate. Unde se întâmplă exorcizarea pe care o face Domnul Iisus Hristos? În Gadara. În ținuturi unde au fost urieși, nefilimi. Unu. Doi. Ce i-au cerut lui Iisus? Să nu ne trimiți în adânc, acolo unde sunt strămoșii noștri legați. Dar Iisus Hristos îi ironizează atât de tare, pentru că uitați ce se întâmplă. A zis, lasă-ne să intrăm în porci. I-a lăsat să intre, deci, în animale necurate, să se bucure pentru un moment că sunt întrupați. Și după aceea ce s-a întâmplat cu ei? I-a necat din nou, ca la potop. I-a necat din nou, ca la potop. Pe toți. Pentru, și de aia la demoni, la dragi, li frică de apă. Li frică de apă. Umblă prin locuri uscate. Demonii aceștia încearcă să atragă omenirea, să o învețe spre senzațional, să o orienteze spre senzațional, să nu se uite în Scriptură, și am să vă spun de ce, imediat, și să se depărteze de Hristos. Or, în anul în care am intrat, și anul trecut, aceasta este tendința mare
profetică, spiritism. A doua mare tendință din zilele lui noi, pe lângă spiritism, este imoralitatea. Imoralitatea. De orice natură, inclusiv sexual. Și acum vreau să vă aduc aminte un lucru care nu o să placă celor care mă ascultă pe internet, la unii dintre ei nu o să placă, și mai ales la lideri. Din nefericire și la lideri de biserici, nu o să le placă să audă ce spun acum, și mai ales la lideri politici, pentru că ne urmăresc și lideri politici. Și mă rog pentru ei să se pocăiască și să le dea Domnul mântuirea lui. Unul din aspectele de imoralitate, din punct de vedere profetic, este homosexualism. Și ați observat cum România a căzut în această cursă. A căzut în această cursă. Biserica nu a fost în stare să se ducă să voteze, să aibă o constituție civilizată, creștinească, biblică. Puneți Iuda 6 și 7, frate Emil, și fiți atenți ce spune aici, pentru că poate că pe unii îi șochează ce le voi spune acum, potrivit cuvântului pe care urmează să-l citim. El, fiind Dumnezeu, a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, n-au mai rămas sfinți și îngeri, ci și-au părăsit locuința, au venit din văzduc, din cer, pe pământ, s-au întrupat și s-au culcat cu fetele oamenilor. Mai departe, versetul 7. Și apoi spune acolo, tot așa cum, ca și versetul de mai înainte, că de pe ăla l-am citit. Deci când expresia este folosită, adverbul acesta, când este folosit, vrea să spună la ce s-a spus mai înainte, nu, cum a fost mai înainte, îngerii aceștia au păcătuit sexual. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile de prin prejurul lor care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia. Frați și surori, doamnelor și domnilor, homosexualismul este de origine demonică. Este de origine demonică. Că e tot așa, spune Sodoma și Gomora. Îngerii au poftit ceva nenatural și homosexualii, lesbiencele, poftesc ceva nenatural. Este o influență demonică. Până acolo că tocmai s-a încheiat un concurs de Miss Univers pentru alegerea celei mai frumoase femei din lume pentru un an de zile și cine a participat la Miss Univers de data aceasta, pentru prima dată? Cine? O transsexuală, adică un bărbat care s-a operat și a luat hormoni să fie femeie și s-a dus pe scenă ca femeie să concureze. În lumea nebunit de-a binele, trăim vremurile lui Noe. Spiritism, imoralitate și cel de-al treilea este atac împotriva lui Isus. Atac împotriva lui Isus. Care este scopul diavolului? De se folosește de îngeri căzuți și de nefilim, de duhurile nefilimilor, de demoni, de dragi. Care este scopul? Scopul este să pervertească lumea de așa natură încât Iisus Hristos să nu mai vină a doua oară.
Să-i spună lui Iisus, n-ai la cine te duce. Tu vrei să mergi să întemeiezi o împărăție de 1000 de ani. Cu cine? Cu cine? Că toți sunt ai mei. Uite, toți sunt perverși, toți sunt cu învățăturile dracilor, adică ale mele, spune Satana. Asta este scopul. Au încercat ca Iisus, prima dată au încercat ca Iisus să nu se nască, Geneza 3:15, sămânța femei. Și Satan a încercat prin trimiterea unor îngeri speciali care au căzut și care s-au întrupat și au avut relații cu femeile și au pervertit DNA-ul, ADN-ul omenesc, uman, rasa umană, ca să nu se nască sămânța femei. Apoi spune cuvântul Domnului că în Geneza 6:4 că uriași au fost și după aceea și chiar după potop. Și chiar după potop. Sunt două posibilități că după potop au fost demoni, draci, nefilimi, uriași. Și au fost, pentru că vedem, Biblia spune că au fost. Dar cum au fost după potop? Ori diavolul a mai trimis o tură de demoni, dar Biblia nu mai vorbește deloc de aceasta, de tura aceasta de demoni. Însă Biblia ne spune că toată rasa umană și-a stricat calea. Scrie așa în Scriptură. Scrie. Geneza 6:12. Este foarte posibil, ascultați-mă ce vă spun acum, să nu vă șocheze ce vă spun, este foarte posibil Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Este foarte posibil că soția lui Ham, care s-a urcat în corabie, a fost una dintre fetele contaminate de sângele acesta ciudat al relației dintre demoni și fetele oamenilor. De ce putem spune lucrul acesta? Pentru că spune că toată omenirea se stricase și soțiile lui, nurorile lui Noe, erau parte din familia lui Noe, au fost luate de lângă ei, unul. Asta este primul lucru. Al doilea argument este acesta. Domnul a blestemat pe Canaan, pe fiul lui Ham. N-a mai blestemat pe nimeni dintre urmașii lui Noe. Și din Canaan și din Ham au ieșit primii urieși. Nimrod este primul dintre ei. Probabil Canaan a fost primul om născut după potop cu ADN-ul alterat datorită mamei sale. Și de aceea, cuvântul Domnului spune că după potop o nouă tură de demoni s-au născut pe pământ și de urieși. Și urieșii aceștia s-au așezat în Canaan, pentru că Canaan este cel care populează Canaan, unde este Israelul astăzi. Scopul să împiedice să se nască Iisus Hristos, să nu se întrupeze. Și Domnul Iisus Hristos totuși s-a născut. Acum scopul este ca acești demoni cu influențele lor drăcești să conducă omenirea în zilele lui Noe, deci să se strice omenirea de așa manieră încât să nu mai existe credincioși pe pământ. Dumneavoastră, de ce credeți că a întrebat Iisus Hristos oare când va veni Fiul omului, va mai găsi El credință pe pământ? Pentru asta este scopul demonismului, scopul spiritismului, scopul imoralității și atacul împotriva lui Iisus Hristos. Să n-aibă la cine veni și Satana să spună, prin urmare, lumea este a mea, tu cu cerul tău și eu cu lumea mea. Nu mă mai judești pe mine că n-ai putut să mă îngenunchezi. Bătălia a fost tot timpul ca să împiedice pe Iisus să-și facă lucrarea. De exemplu,
Uitați-vă, să vă dau câteva exemple și mă apropie de încheiere, pentru că deja vorbesc de o oră și un sfert, cred că. David. David s-a luptat cu cine? Cu un uriaș. Și cuvântul Domnului ne arată că David în multe lucruri se aseamănă cu Domnul Iisus Hristos. Și el tocmai, fără să știe în momentul acela, dar luptându-se cu un uriaș care împiedica pe Israel să fie poporul prin care să nască Domnul Iisus Hristos, bătălia lui David cu un uriaș este o bătălie care seamănă cu viața Domnului Iisus Hristos. David a fost din tribul lui Iuda. Nu de acolo s-a născut Iisus Hristos, de acolo. David, în limba ebraică, înseamnă preiubitul, iubitul sufletului meu. Cum este numit Domnul Iisus Hristos de către Tatăl în râul Iordan? Acesta este fiul meu preiubit. David s-a născut în Betleem. Unde s-a născut Iisus Hristos? Ați avut Crăciunul recent, nu? La Betleem. Înainte ca David să ajungă împărat, a fost păstor. Iisus Hristos spune, eu sunt păstorul cel bun. David a avut 30 de ani când a început să domnească, potrivit 2 Samuel 5:4. Iisus a avut 30 de ani când a început să-și arate activitatea mesianică. David este strămoșul după trup al Domnului Iisus Hristos. Și Iisus se trage din David. În istorie, dacă ne uităm, găsim mereu aceste atacuri împotriva lui Iisus și ele se întețesc din nefericire în aceste zile, pentru că, repet încă o dată, scopul declarat, dacă vreți, al diavolului este ca omenirea să rămână subjugată mai departe, să nu fie liberă, însă lucrul acesta nu se va întâmpla. Iisus Hristos s-a născut din Fecioara Maria, s-a născut de la Duhul Sfânt, nu de la Nefilim. Iisus Hristos a trăit și în timpul activității lui mesianice s-a luptat cu toți demonii și le-a arătat cine este cel mai puternic. Iisus Hristos s-a înălțat la cer și va veni a doua oară. Nimeni nu-l poate împiedica să nu se întoarcă. Iisus Hristos se va întoarce. Poate la noapte, cum este o cântare, poate în clipa următoare, sau cum spune fratele Dorin, poate mergem noi la El. Nu este așa? Întrebarea este, ne pocăim sau ce facem? Ne apropiem de Domnul? Pentru că ăsta este scopul. Să nu creadă nimeni că dacă din 88 țin aceste perspective profetice, le poate ține fratele Gog încă până în 2088, de aici încolo. Nu vă speriați că nu trăiesc până atunci. Că tot nu vine Domnul. Domnul vine. Ce vă spunem este tocmai cu scop să ne trezim că Domnul vine. Da, a fost o întâmplare. Știți dumneavoastră, există o psihologie de masă. Aici, în Statele Unite, niște psihologi au făcut un studiu, psihologi creștini. Într-un orășel, îmi scapă numele acum, aici, în Statele Unite, cu aprobarea autorităților, s-au dus îmbrăcați așa ca și polițai, ca și șerifi, cu mașina și cu portavoce, așa se spune, portavoce, s-au dus pe străzi și au început să strige. Fugiți în partea, să zicem, de vest a orașului, că se rupe barajul și ne inundă pe toți, Și au început lumea să fugă disperată și striga, ai milă, Doamne, de noi, și fugeau să se scape viața. Un moș a ieșit, că auzit el ceva, că se tot strigă. Și
a întrebat, că a văzut pe oameni fugind, dar de ce fugiți? Ce să tot strigă aici? Hai cu noi, nene, zice, că se rupe barajul și ne inundă pe toți. Și moșul a zis, domnilor, fiți cu minți. Eu de 50 de ani locuiesc în orașul ăsta aici, nu-i niciun baraj, nici la 100 de mile, zice aici. Cineva a făcut o glumă proastă. Dar oamenii, știți, nu mai gândesc. Este filozofia, psihologia de masă. Noi toți strigăm că Domnul vine, dar Domnul nostru vine. Aceasta este o realitate. Se deschide barajul și e deasupra noastră. Și coboară Domnul. Zilele lui Noe, să ne trezim, frați și surori, să nu ne prindă somnul, căci au sosit ai zilei zori, curând sosește Domnul. Vino, Doamne Iisuse, amin.